procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Da. Toți sunt de acord. O să dăm o citire ordinii de zi de astăzi. Primul punct, analiza învățământului școlar la nivelul Comunei Pâncești, județul Bacău, inițiator, primarul Comunei Pâncești. Punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului lei a premiilor acordate persoanelor care au împlinit vârsta de 90, respectiv 100 de ani. Și punctul 3, proiect de hotărâre privind organizarea și sărbătorirea Zilei Comunei Pâncești, județul Bacău, inițiator, primarul Comunei Pâncești. Și diverse. Cine este de acord cu ordinea de zi? Atunci trecem la punctul 1. Analiza învățământul școlar la nivelul Comunei Pâncești, județul Bacău. Cred că domnul primar o să ne... Da, bună ziua și bine ne-am reîntâlnit în ședința de Consiliu din 31.08.2022. Vă prezint despre starea învățământului la nivel de comun. Date despre școală. Întâi un scurt istoric al școlii. Școala Pâncești este așezată într-o zonă de dealuri joase, relieful este accidentat, specific Purișul Moldovei. Primele date scrise datează din 1865, din cele ce își amintesc locuitorii în vârstă și se presupune că ar fi din 1963, cu 2 ani mai vechi. La început, școala a funcționat cu primele 4 clase elementare într-un local închiriat. Începând cu anul 1913, datele arhivistice existente consemnează apariția clasei a 5-a și tot în jurul acestei date se presupune că s-a construit clădirea școlii compusă din sala de clasă și locuința învățătorului. Construcția din 1913 fiind locația de astăzi unde avem noi ședința. A devenit școală generală de 7 ani și apoi de 8 ani după reforma învățământului din 1948. În anul 1961-62 s-au construit două corpuri de clădire, fiecare cu câte 3 săli de clasă, din cauza numărului mare de elevi înscriși, cursurile funcționau atât dimineața cât și după amiază. Începând cu anul școlar 1974-75, s-a înființat filiala de liceu pentru treapta întâi. În anul 1976 s-a dat în folosit o nouă clădire cu un nou etaj, și având 8 săli de clasă, laboratoare și birouri, fapt ce a permis funcționarea tuturor cursurilor numai dimineața. Din 1968, școala de centru a devenit școală coordonatoare, având sub îndrumare 3 școli generale de 8 ani și 5 școli generale de 4 ani. Structura școlii. Rețeaua învățământului de învățământ prin universitate preșcolar și școlar din 2022-2023. Număr de elevi pe clasă, anul 2022-2023. La clasa pregătitoare, 39 de elevi. Deci la nivel de comună, da? Clasa 1, 37 de elevi. Clasa 2, 44. Clasa 3, 26. Clasa 4, 35. Total elevi preșcolari, 181. Clasa 5, 30 de elevi. Clasa 6, 40. Clasa 7, 35. Clasa 8, 35. Total 140 gimnazial. La nivel de comun avem 408 elevi. Date despre mediul social. În satul Pâncești, localitatea de bază comunii Pâncești, este format din 478 de case în care cuiesc 1.396 de persoane. De remarcat este faptul că în ultimul timp a început să revină tineri plecați de ani de zile din sat. Ei își construiesc case noi, întâlnirind astfel populația satului. În prezent, populația este în vârstă de peste 70 de ani, în procent de 70% din locuitori, majoritatea fiind pensionari. Aspecte socioculturale. Naționalitatea română, religia ortodoxă, nivel de studii, 90% sunt cu o clasă agricultori, 6% muncitori pregătesc școlul de meserie și ucenicii, 4% intelectual, cadre didactice, cadre sanitare, ingineri, dotări socioculturale, prin școală, bibliotecă, internet și ce mai avem americană. Populația adultă în sat s-o ocupă cu agricultura, elevii școlii noastre sunt folosesc chiar din clasele primare pentru munca manuală la pământul și creșterea anuală de către părinții lor. La
aproximativ 95% din locuitori sunt români, iar ceilalți sunt romi, deci 5% am avea rom, nevormitori de limbă română. Reprezentat este faptul că familiile romilor sunt foarte numeroase. Să remarcăm aspectul ăsta. Satul se află la peste 40 km din municipiul Bacău, singurul mijloc de transport în comun fiind autobuzul sau microbuzele care fac 4 curse pe zi. Puține persoane din sat sunt salariate cu un câștig permanent. Nefiind agenții economici în zonă, nu se pune probleme implicării în sponsorizarea școlilor. Se fac eforturi în acest sens de către primării și cadre didactice, în material de didactic și în menținerea. Personalități școlare din 2022-2023, nivel de învățământ. Total cadre didactice 28, preșcolar 5, primar 8, gimnazial 15, personal didactic existent 28, la fel, astea normi și direct la fel 28 cu 5, cu 8, cu 15, calificat 28, 5 la preșcolar, deci toate cadrele sunt calificate, din 28, 24 sunt titulari, suplinitori 4, cu normă completă 22, cu domnici în localitate 14. Da, vă rog. Bine, sănătate. Bine, sănătate. Stați-vă, la revedere. Să zicem așa să fie. Tipul de relații profesionale, spirit de echipă, colaborare și ajutor de echipă, personalități școlare din în anul 2022. Numărul acesta la scădere în anii școlari următori și ca urmare a dimensiunii efectivelor școlare. Școala se găsește în bună stare funcționare, recent s-a reabilitat școala de la Pâncești 2 pentru a funcționa într-un singur schimb, când mai dimineața a fost igienizată școala și pregătit sălile pentru curs. În ceea ce privește dotarea școlii acestea este necorespunzătoare sau medii, să zicem, ca și mobilierul. Ar trebui pe bugetul de la anul să găsim soluții să mai împrospătăm și mobilierul la școală, care sunt obiecte de inventar, dar o să discutăm la ședința pentru bugetul pe 2020. Informez privind construcția localului, deci o stare juridică a amplasamentului de proprietate de stat, trecute la primărie prin protocol, terenul proprietate de stat privat, nu avem nimic. Ansamblu construcțional, fundării, clădirii din 76, 62, 68, cel mai multe, săl de clasă 7 cu 336 de metri pătrați, laborator, cabinete 2 cu 132 de metri pătrați, alte spații, o cancelară, bibliotecă, loc de școală, teren de sport, care e în spatele nostru, îl folosește școala, curent electric, WC-uri interior la toate școlile, apă, încălzire la toate școlile, la apă curentă cu analize de laborator făcute de către primărie, echipamente tehnice în dotare, telefon, internet, ce mai iau ei la școală, da. Începând în luna ianuarie 2021, școala a fost dotată cu tablete de la inspectorul școlar județean Bacău, și a achiziționat și pe un proiect POCU, tablete, astfel încât toți elevii să aibă acces la tehnologia de digitalizare. Organizarea timpului orarului, programul unități școlare. Am școală, sunt parte pe semestre, săptămâni de lucru de 5 zile, scheme care pun în funcție necesitățile de învățământ. Realizarea preconvite, existența, așa, trecerea de la învățământ, rezolvare de probleme, aplicarea sistemului de evaluare și deplasarea accidentului neregulat. Da. Despre soluții care au dus la îmbunătățirea calității învățământului. S-a avut în vedere folosirea manualelor alternative accesibile la elevilor, stimularea interesului pentru persoana procesul de învățământ, evaluarea cunoștințelor elevilor folosind metode moderne pentru că orele să fie cât mai atractive, mai interesate pentru elevi. Se impune dotarea școlii cu material didactic pentru că orele de curs să fie cât mai eficiente. Ca și metodă, dacă ați observat la îmbunătățirea calității învățământului, în ultimii 2 sau 3 ani, parcă avem de când facem școală de vară. Avem și pe domnul consilier David, care a participat cam aproape la toate ieșirile cu școala de vară.
Am constatat după primarul un feedback foarte pozitiv și bun pentru elevi și părinți, chiar și comunitate. Și am căutat de la an la an să nu numai să continuăm această activitate de școală de vară, care înseamnă o săptămână pentru fiecare școală, fiecare clasă. Și ele fiind organizate de data asta în timpul verii în jurul parohiilor. Deci parohia de Nez, Pâncești, Soci, Fulgeriș. Trebuie să luăm în calcul de ce s-a organizat din acum 2 ani, când a fost anul cel mai bun primar și cel mai bun preot. A doua instituție de cult și de cultură e biserica, care are un rol foarte important în educarea tinerilor generații. Am observat și observăm cu toții că există o strânsă legătură între școală, biserică și primărie, deci există o colaborare la nivel de director, școală, primar și preoții din comună, care și-au dat interesul fiecare pe parohia pe care o păstorește să strângă copilași și să facă ori atât în casele de preznuire de la biserică, cât și în biserică. După aceea, o zi sau două pe săptămână au avut excursii la anumite obiective, s-au vizitat prin rotație, nu s-au repetat același obiective, deci fiecare parohie a fost în obiective diferite. Copiii ca de la an la an să viziteze cât mai multe obiective și să se însușească mai bine cunoștințele și aibă eficiență mai mare la școală. Da. Acum vreau să vă mai aduc la cunoștință, să aduc la cunoștință Consiliul Local despre burse. În primele 10 zile de la începerea anului școlar avem obligația să informăm părinții că au obligația să depună la școală cereri pentru bursă. Termenul e foarte scurt, deci de pe 15 până pe 15 trebuie depuse cererile și trebuie să știm să modificat articolul 10 alineatul 1 în litera B și articolul 3, că vor avea următorul cuprins. Articolul 10 alineatul 1. Să au obligația ca cei care vor să primească diplomă să obțină media semestrală de cel puțin 7,5 și cumulat să nu aibă mai mult de 10 absențe nemotivate în primul semestru din anul școlar pentru elevi din clasa 5-a, vorbim, da? Pentru obținerea bursei de studii, elevii majori sau părinții, tutori legali în instituții, reprezentanții legali ai elevilor minori, depun la comisie de atribuire a burselor din unitate de învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de studii în primele 20 de zile lucrătoare ale fiecare semestru. Deci la fiecare semestru, în primele 20 de zile, să depun 10 zile pentru tichete. Să depun asta, dar noi am colaborat foarte bine cu școala, cu părinții, cu asta și ne-am cam încadrat. Lista elevilor care beneficiază de bursă de ajutor social, obținută în baza prevederilor articolului 14, alineatul 1 și litera D, este revizuită semestrial. După cum urmează, adaugă lista beneficiarilor bursă socială semestru 1. Așa. Deci ele se revizuie la bursă socială semestrială, că pot unii să iasă, alții să intre. Elevii proveniți din familii care nu realizează, deci bursele de ajutor social sunt acordate elevilor proveniți din familii care nu realizează un venit mediu, net lunar, pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. Deci adunat jumătate din salariul minim, adunat pe toți membrii să nu depășească. La noi se încadrează 95%. Dar tot modificările astea de la legi, la articolul 4 se mărică și va avea următorul cuprins. Ce spune? Bursele se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, deci din TVA, aprobate cu această destinație. Deci noi în buget, în fiecare an, avem bugetul pentru bursă. A doua ar fi prin bugete locale. Deci administrația locală, primăria, consiliul local, poate prevede și sume din bugetul local, dar condiția să le aibă. Poate suplimenta cuantumul minim garantat prin hotărâre. Deci avem legi care ne
permite să suplimentăm nivelul bursurilor, dar nu a fost cazul că s-au încadrat în sumele care au fost intervenite. Asta cu bursele. Deja populația s-o cam antrenat la asta și se încadrează în termenul, nu sunt probleme. Mai avem tichetele de grădiniță, care la fel se continuă. Nu mai citesc că n-ar vrea și noi știm să... Tichete sociale de sprijin educațional de 500 de lei, care se acordă pe baza unei proceduri fiecare, nu știu așa, fiecare dirigent trebuie să facă tot la fel să tichetele de 500 de lei, prin care se pot cumpăra se pot cumpăra atât rechizite, cât și uniforme sau haine, mai vestimentații. Legea 248 din 2015 stabilește ca fiind familii defavorizate acele familii care au un venit lunar pe membru de familie de până la două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură. De două ori nivelul venitului minim garantat pentru o singură persoană înseamnă 298 de lei. Deci de două ori venitul social se ia pentru 500 de lei. Dar dreptul de a depune dreptul de a cere îl are toată lumea și atunci o să se trieze că la depunerea pentru tichetele de grădiniță, pentru tichetele de 500 de lei din rechizite care v-am explicat, se depune o cerere la școală. Școala cere de la primărie veniturile, ia toate sursele de venit, de la ANAF. Noi avem un program prin care doamna Ionela scoate și le dăm, deci noi mai plimbăm pe părinți pe drumuri la ANAF și le dăm noi evidență de aici, în funcție de venitul nostru, iau dacă se încadrea sau nu. Și cam asta e în mare prezentată. Da, aici avem copii, 410 avem la nivel, număr elev total cu preșcolarul, 410. Vă rog. Se preconizează cumva să apară uniforma școlară? Nu e obligatoriu, dar sunt multe școli, am văzut și eu pe media. Cine ia decizia asta? Se poate lua la nivel local? Dar așa între la nivel de clasă au avut uniformă. Da, niște uniforme în funcție de cum și-au ales fiecare. Deci ele sunt la preșcolar, se pot face un anumit model de... Personalizate. Da, personalizate pe clasă, adică să nu fie unul într-un fel, într-un fel, și toată clasa să aibă aceeași uniformă. Da, și noi, ca părinți și ca... adulți, tată de copii și de nepoți, am îndrege și îndregesc uniformă, dar în democrație nimic nu se poate impune, ci se poate discuta dacă acceptă părinții și copiii. Ideea ar fi că, cum ar fi mai puțin costisitor pentru părinții să-i îmbraci în fiecare zi cu același schimb uniforme, nu se facă concurență copilului. Corect, da, și să... Să aibă grijă învățatul, nu au vestimentațiilor lor. Dacă am veste și cămașa, să... mi se pare cel mai bine și cel mai... Exact, adică exact. Da. Adică nici uniformele alea comuniste, chinezești, exact, să cât mai... Exact, cât costă o veste? 40-50 de lei. Da, și o cămașă să fac un calcul. La 300 și ceva de lei, pachetul complet. Deci cu cămașă de schimb, că nu poți să duci cu o cămașă. În fiecare zi, Da, chestiunea asta de învățământ o să le lăsăm mai mult pe partea dirigenților, a învățătorilor, a profesorilor, să-și organizeze fiecare clasă. Noi, prin grija Consiliului Local, am aprobat la ședința trecută niște tablouri care s-au făcut și se lucrează acum la grădiniță și astăzi vin după amiază, deci tot... Am luat-o cu cei mici cât mai tentați și o să fac niște picturi pe pânză, pe asta vreau foarte... Așa. Vreau să vă mai informez, să informăm Consiliul că școlile sunt aprovizionate cu material lemnos pentru sezonul rece. Magazinele sunt pline, astăzi s-a duce ultimul transport, lemnele sunt tăiate, sunt uscate, luate la saci de la direcția Silvică Neamț, deci luate tot din locuități de stat, nu... Toate lemnele sunt calitative, deci numai de fag, nu
centralele sunt revizuite, sistemul de apă funcționează normal și la capacitate maximă. Deci nu avem ori lipsă la apă, ca să zicem că sunt probleme la apa potabilă. Analizele de laborator la apă au ieșit în parametri de apă potabilă. Microbuzele școlare sunt în stare de funcționare, să trebuiască schimbat pe ciclul de iarnă. Aveam măsură de la Curtea de Conturi să montăm două GPS-uri. Am fost în concediu și n-am putut să mă ocup, dar sper că în cel mult 4-5 zile, într-o săptămână, să fie montate și GPS-uri pe microbuzele școlare. Mai sunt ceva probleme cu aprovizionarea cu mobilierul școlar, bănci, catedre, bănci pentru copii și... deci mobilier școlar, într-un cuvânt. Dacă nu reușești într-o săptămână, o să fim nevoiți să facem o achiziție în primăria pentru 2-3 săptămâni, să cumpărăm mobilier și îl înscrie în inventar, să-l donăm cu titlu gratuit, dacă nu o să găsim o soluție. Acum încercăm să facem rost de prin toate școlile până au un surplus, aducem la Pâncești 2, unde sunt format două clase noi. Relația de colaborare între primar și director e una normală, de se poate funcționa fără probleme. Cadrele didactice, navetiste și-au luat, chiar domnul director sună acum. Da, vă rog, vă scop. Poate Dorot ia mașina? Da, 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 să meargă, da, să meargă, sunați-o să meargă, că noi suntem și acel pasul, da, cu plăcere. Iar domnul director sună acum, așa, da. Cam asta e, dacă mai sunt întrebări pe partea... Am văzut că s-au făcut igienizări? La toate școlile, s-au igienizat sucră, zugrăvit, dezinfectat. Spălat perdeli, dezinfectat, curățenie exterioară. Unde au fost cazul, unde nu? Da, schimbat. Am văzut că... Chiar eu am văzut că... Deci, sunteți de acord cu punctul 1? Da. Deci toți. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului în lei a premiilor acordate persoanelor care au împlinit vârsta de 90 de ani și respectiv 100 de ani. Domnul, da, primar al Comunei Pâncești. Despre ce e vorba, intră în obișnuința Comunei Pâncești. Sunt foarte multe comuni care acordă premii sub altă formă la 50 de ani de căsători, după căsătorie, căsătorie cu aceeași persoană, adică nu din formați dintr-o singură, nu din două căsnicii, într-o singură căsnicie. Noi am început acum vreo 5-6 ani la premierea persoanelor vârstnice cu anumite ocazii și prilegii. Deci avem prilejul cu ocazia Sfințirii Căminului Cultural, care la următorul punct o să-l discutăm. Pe 14 octombrie, la 1 octombrie ziua persoanelor vârstnice și pe 14 să le facem o premieră la cei peste 90 de ani și care au împlinit 90 de ani și care împlinesc 100. Când am început prima dată, s-a discutat în Consiliul Local de atunci, acum 6 ani, să dea contravaloare la o căruță de lemn care era 500 de lei. Acum, după 6 ani, contravaloarea la o căruță de lemn e 8-900 de lei, chiar 1000. Am zis că propun Consiliul Local să dublăm suma, nu avem așa multe cazuri. La cel de 100 de ani, 5.000 de lei am propus în referatul meu, pentru că, la fel, n-am avut niciodată în 6 ani și dacă o să avem un caz să încurajăm longevitate, dăm 5.000 de lei la un om care face 100 de ani. Nu e... Deocamdată dacă există, deocamdată nu. Să dea Dumnezeu să avem cât mai mulți care împlinesc 100 de ani și să-i premiem, că nu sărăcem noi bugetul local. Deci cerem aprobarea să... Deci, și cu 5.000 la 100 și... Da. 10.000 ca și 1.000 de lei, 1.000 de lei, 1.000 la 90 de ani. De 90 de ani avem 15 persoane care o să le premiem ca și număr. Ca... Deci, la 100? La 100 nu avem niciunul. Da. Mericică? Nu, 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 nu. Când am ce o făcut? Nu. Nu, 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 noi avem de la starea civilă. Este act. Da, dar ei așa la anul, da, la anul face 100. Intrat într-o 100. Da, deocamdată. La anul poate avem, da. Noi așteptăm. Da, să avem o să ajungă. Să ajungă. Da. Să ajungă să ajungă. Exact.
Deci, sunteți de acord cu propunerea domnului primar? Da. Deci, trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind organizarea și sărbătorirea Ziua Comunei Prâncești. Da. Sărbătorirea Zilei Comunei Prâncești, de ceva că inițiator domnul primarul Comunei Prâncești. Se obișnuiește la nivelul Comunei Prâncești să avem anumite zile din an în care populația sărbătorește hramul bisericilor și o sărbătoare mai accentuată. Pe 14 octombrie avem la nivel de comună hramul și la în localitatea Pâncești, în localitatea de bază comună și petrește tot pe 14 au. Și am zis noi că ar fi indicat că până anul ăsta n-am făcut zile comune și să numim că nici ceri în proiectul care ne-a sponsorizat, ne-a finanțat Căminul Cultural, să avem și luăm, facem și sfințirea Căminului Cultural și totodată facem și zilele comunii Pâncești. Avem operatora și noi discutăm așa cu liste. Cu cuantum și cu asta ce am propus. Era vreo 30.000 de dispozit. Scrie, nu? A, da. Propun în Consiliul Local să aprobe alocarea sumei de 30.000 de lei care se va suporta din bugetul local al Comunei Pâncești pentru organizarea acestei zile. Deci vreau să vă informez că majoritatea, suntem cu suma cea mai mică, majoritatea au de la 50.000 în sus, nu dau nume nici o comună, care ajung până la 100-150.000 de lei în funcție de gradul comun, în funcție de complexitatea. Eu o să vă detaliez cam în ce constă suma de 30.000 de lei. Deci, prima, în afară de parte de organizare care va consuma și, se va consuma și acolo 2-3.000 de lei cu scenă, cu frumusețare, cu prezentare, cu organizare, deci partea materială, prima parte, o oră jumătate, o să fie slujba religioasă de sfințirea Căminului Cultural, în care o să participe toți preoții din comună, plus protopopul de la Sascot, de la protopopiatul Sascot, în care și comuna, la care și comuna Pâncești este arondată. După slujba de religioasă, în care noi o să ne facem propagandă în comună cu afișe, cu media, cu vidata, deci o să participe toți. Sunt invitați toți cetățenii Comunii Pâncești, indiferent de localitatea unde... În ce zi cade? Vineri, pe 14. Da, e hram, e sărbătoare. Deci la slujba de sfințări și așa să sperăm că o să participe cât mai multă populație. Invitând atâți cetățeni, trebuie să avem o bună organizare, să nu dăm chic să ne facem, cum să zicem, invităm oameni să n-aibă ce vedea sau să nu le creăm o atmosferă plăcută. Și atunci am contactat doamna Maria Șalaru de la o organizație culturală, o asociație culturală, care se ocupă de acest eveniment. O să fie nevoie de o sumă de 5.000 de lei pentru asociația doamnei Maria Șalaru, care o să aibă un program de circa 2 ore. După, se obișnuiește după slujbă să dea la majoritatea cetățenilor câte un pachet format dintr-o un pachet de format dintr-o jniță sau ceafă de porc la grătar de 200 de grame cu cartofi paie și cu jumătate de castraveți sau castraveți murat cu cheflă sau 3-4 felii de pâine. Cuantumul pachetului sub 20 de lei ca și valoare nu se găsește pe nicăieri și de calitate. Noi am apreciat un 3-4-500 de pachete, că mai bine să rămână 30 de pachete decât să rămână 30 de oameni fără pachet. Și am apreciat la 100 și ceva de 10, 12 până 14.000 de lei, deci 5 ori 2, 10 la 1.500 de pachete, 100, asta fiind fără apă minerală și partea de băuturi, de sucuri și ceva răcoritoare.
Am luat în calcul să luăm apă minerală cât mai multă, dar analizând prețurile din piață de la Angrouri, că o să luăm apa minerală e cât și berea. Și am propus și propun consiliul local să aprobăm pentru această festivitate câte un pahar de bere la fiecare cetățean, deci 7 butoaie la 25 de litri de bere, care fiecare compar de 0,500 ml, nu cred că depășește alcoolul să facă scandal, da? De la o firmă care... O firmă să vin, dar noi trebuie să facem contract cu ei și plătim pentru fiecare câte o, câte o bere. Cu aparatul lor, dozatorul? Cu dozatorul tot, da. Și am mai apreciat acolo. Da. Sperăm să ne încadrăm și cu o sumă pentru orchestră care să, după ce își termină Maria Șalară, program artistic cu, în care se va pune în valoare cât mai mult copiii talentați pe raza comunii, nu numai elevi, ci copiii și adulți care au școlarizat doamna Maria Șalară. Și totodată o să facem un contract cu cu asociații culturale a Dunei sau alt colaborator de Dunei, care să, și avem obligația asta pe anul ce vine, să avem activități culturale. Deci la recepția care am avut-o la Camerul Cultural Pâncești aici, de la Uniunea Europeană ni s-a impus și avem un program să avem activități culturale și educative. Deci avem obligația ca să facem pe bugetul la anul să vedem cât ne-ar costa să, această asociație să vină de două ori pe săptămână în programul, să nu deranjeze la cursurile școlare, deci două zile pe săptămână, să recruteze copiii talentați pentru dansuri, cântece populare, pentru tradiția pâncerteană și moldovenească. Intenționăm să dăm utilitate la aceste două cămine culturale, Pâncești și Petrești, și să avem chiar să mai târziu să inițiem proiectarea și dezvoltarea și camionului soci, dacă încet, încet formăm copii cu dansuri populare și să se reia cum au fost odată Vora și Balo moldovenesc în certea. Deci intenționăm prin această organizație să formez atât elevii de școală, cât și tinerii, cei care vor să participe la dansul populare, și atunci Consiliul Local, prin primar, prin primărie, să găsim orchestră de Paște de Crăciun, să dăm chiar gratuit în 2-3 ani muzica, să o plătim noi și copiii să vină să danseze, să distreze, pentru că al doilea lăcaș de importanță după biserică e căminul cultural, unde tinerii trebuie să... Da, o să, să sunt, dar trebuie să formați și cineva parte să-i organizeze. Deci noi avem obligații, ori să plătim un bilet. Putem face formație locală. Da, e mai greu, e mai greu. Nu e ca la Băcioi, unde au formația Urădoaia, unde sunt împărătiniți. Noi vrem să învățăm să nu se cânte mai mult, ci să joace. Dar da, se poate dansa și Se da, vedem cum putem să ne organizăm. Revin la ziua de 14 octombrie, în care avem obligația morală să invităm pe cei care au muncit și au lucrat timp de 2 ani, jumătate, 3 la acest cămin, deci firma constructoare, Consiliul Local, Prefectura, Consiliul Județean, reprezentat prefectul, sunt deputați, senatori de toate categoriile, deci nu numai pe o, că senatorii și parlamentari, senatori și deputați formează Parlamentul României și la nivel de județ o să invităm și parlamentari și PSD și PNL și deputați la fel. O să încercăm să facem pentru oficialități, inclusiv pentru personalul artistic al doamnei Maria Șalară și colaboratorii, să facem o masă în cămin cultural pentru un preot și tot, și în exterior să fie pentru restul populației care să servească, cum am spus, să danseze, să asculte muzică, să servească un mic o bere, să simtă bine fiecare cetățean pâncerștean și dacă considerați că e o sumă atât de mare, vedem de unde putem, dar eu zic că e posibil să nu ajung. Că
Că, da, încercăm să vedem. Poate mai găsăm sponsori, mai vedem ce o să mai fie până atunci. Dar deocamdată mai mult nu avem, ne pliem pe această sumă. Ne dăm tot interesul cu școala să organizăm cât mai bine acest eveniment. Să vedem cum implicăm un pic și consiliul local, consilieri sau, mă rog, personal din primărie, să facem curățenie cât pe tot raza, toată comună, pe drumul județean, cel puțin și pe toată. Asta fiind o zi de sărbătoare, vin invitații din alte părți. O să luăm de la intrarea în comună pe toate direcțiile, salubrizare, curățenie, ca să arătăm o față frumoasă a comunei, într-un cuvânt. Vreau să vă mai informez anumite aspecte că administrative. Dante, dacă sunt astea la diverse, dacă sunt discuții pe punctul ăsta. Nu știu dacă o să ajungă banii. Dacă nu ajung, mai rămân. Mai rămânem datoare. Dacă o să fie o problemă și o să constată că nu ne încadrăm în sumă, o să cerem o aprobare consiliul local și o să suplimentăm la ședința următoare, dacă o să fie un 3, 4, 5 mii de lei. Și o vedea. O părere personală cu berea de astea, acord, e bine ce a spus, dar totuși ar fi bine și niște apă sau un suc. Majoritatea vor fi șoferi. Dar luăm apă, o să luăm apă cât mai mult. Majoritatea vor fi șoferi, vor veni bătrâni care îi pun lavi, vin să vadă și trebuie să luăm apă minerală și supă. Da, deci bine. Totuși apă minerală o să luăm la jumătate, ca să poată să consumă apă din sticlă. Să luăm cât mai multă apă minerală și sucuri. Și trebuie și... Sucuri nu prea încurajăm, dar e bine și câteva rombaxe de sucuri. Dar eu zic o să iasă bine și... Nu știu cum la care ar dar... Da. Alte discuții, dacă mai sunt... Mai e cineva care... Domnul. Eu consider că inițiativa luată de domnul primar este una foarte bună. Și bine că s-a ales și o zi foarte importantă pentru Comuna Pâncești și pentru evenimentul de sfințire a Cămânului Cultural. Și poate să reînnoiesc tradițiile vechi, să renoadă firul tradițiilor. Doi ani nu s-au mai făcut nici sărbători, s-au mai făcut nici sărbători de anul nou. Și oamenii simt nevoie să se mai și distreze, nu mai să muncească. După 2 ani, când toată lumea a fost numai chistat, așa, frica cu, mă rog, cu pandemia asta și cu altele, simt nevoie să... Păi iasă, dacă în lume, să mai distreze, să mai descrețească frunțele. Așa că este foarte binevenită această organizare. Nu cred că e un efort chiar atât de mare pentru comună, pentru așa ceva. E bine. Eu sunt de acord cu tot. Da, vă mulțumesc și dacă tot ați amintit de sărbătorile de iarnă, e bine să știm noi acum și să discutăm. Deci aș propune ca de sărbătorile de iarnă, în afară de tradițiile de anul nou cu capri și tot ce se face, că suntem și obligați să avem activități culturale, să începem cu Cămilul Cultural Pâncești și Petrești, care le avem funcționale și cu autorizație, să chiar să le plătim noi câte o formație de muzică pentru un bal de și o oră de Sfântul Vasilis, practic, la Pâncești, la Petrești, de Crăciun, de obicei. Deci mergem prin plenul de pom, da, și la Pâncești, da, să plătim din Consiliul Local, ca să nu mai fie discuții, că le ia bani și toți tinerii pe raza comunei Pâncești, să intri gratuit. Dacă Consiliul Local e de acord, pentru că la Căminul Cultural Pâncești, vă aduc la cunoștință că nu avem voie să taxăm, deci nu avem voie să facem activități comerciale. Deci trebuie... Da, numai activități culturale, susținute de Consiliul Local, cu elevii, cu tineri, nu spune nimeni să fie numai elevi. Tineri pe raza comună, dar fără să taxeze. Și atunci ar fi anormal la Pâncești să le dăm pe bani un bal și o oră pe bani primării și la Petrești să luăm bani. Deci să fie gratuit în toată comuna. Să discutăm cu, să vedem formații care poate să emită facturi și să înregistrați, să facem contract și asta. Că
pe timpuri era un director de cărmen cultural, care se ocupa de toate cărmenile din comună. În altfel, dacă sub formă unei indemnizații, cineva să se ocupă de coordonarea activităților de la toate cărmenile. Da, am putea găsi o soluție să-l plătim în part-time, cu 4 ore pe cineva, dar asta ne însemna să fie tot un cadru didactic, să aibă talent, să aibă trageri din cepere. Știți, directorii de cămin cultural pe care i-am cunoscut eu în ultimii 45 de ani, că de pe la 10 ani știu pe toți, singurul care a fost cel mai... Ăsta a fost domnul Dan. Restul a fost cam la număr, așa, să fim realiști. Ei, dacă am găsit cineva care să-i placă, să priceapă, să simtă muzica, să se implice cu, și cu sufletul acolo, da, sunt de acord. Ne orientăm, veniți cu propuneri și prindem un organigramă pe la mea cu 4 ore, un director de cămin, îi dăm și inventarul în primire, îi dăm și toată aparatura. Noi avem dotări de 150.000 de lei acolo, chiar o să ne fie greu și... când îl lăsăm într-o, până acum, în actualmente, l-are domnul Laurențu Marin de la noi inventarul și o să vedem, atunci o să mai închid, avem un televizor de 30.000 de lei și multă aparatură, dar o să nu mai încui, să lăsăm numai sala ca să nu fie probleme cu obiectul. Dar pentru valor nu trebuie mobilierul, trebuie dar separat, lăsat. Da, da, știți, cineva trebuie să se implici, cum spune doamna Vint, mobilier trebuie cărat cu atenție, că un scaun e 300 de lei, dacă le aruncă și le trântești de 3 ori și le-am terminat. Deci, până atunci o să se ocupe domnul Laurențu, nu am de ales, aici și la Petrești, o să vedem, Iulian, să fie altcineva, până când o să ne organizăm, dar avem obligații să găsim o soluție, să plătim cineva, să dăm indemnizații, să vedem, indemnizații nu mai prea extra, acum trebuie să-l angajez cu 4 ori minim. Sau plătesc în funcție de activitățile care le organizează și dacă... Da, să vedem ce persoană s-ar implica. Și să, cum am zis, să... Și atunci va fi interesat să facă cât mai bine. Putem scoate și public, să vedem, să vină și din altă parte, nu neapărat de la noi. Poate să vină și din alte localități, dacă e priceput și... O să analizăm, notăm chestia asta și... Dacă nu am reușit să angajăm director, facem cu asociația un contract și mai e sigur și... Adică e special pe activitatea asta, vedem. E mai greu să găsim un director de cămin care să facă atâtea activități. Încercăm și una și alta și să vedem ce e. Da. De acord, dar totuși trebuie și cineva de local care să cunoască copiii, da. Să-i placă un pic muzica. Vedem cu director de școală, colaborăm cu școala, cu directorul, cu... găsim în cadrul școlii, trebuie să găsim un cadru didactic care să-i se dea în loc de bibliotecă, spor la bibliotecă, la nu știu mai ce activități, mai sunt niște premii la școală sau premii, să dau nu știu ce premii de fidelitate sau bursă, nu știu ce, la domnul director știți mai bine. Ei, să direcționeze sumele astea către un profesor care s-a ocupat. Trebuie să găsim o soluție, că și noi, și școala o găsă la noi de fiecare dată înțelegere, când le-au mai trebuit anumite sume pentru anumite probleme să funcționeze în normalitate. Da. Pe diverse vreau să vă mai informez. Haideți să punem la vot punctul 3. Da. Da? Da. Cine este pentru punctul 3? Da. Mulțumim. Rog de acord. Da? O să vă informez că la diverse s-a reluat în forță activitatea la canalizare, care e pe ultimele două luni, deci suntem obligați până la finele anului ăsta să recepționăm proiectul de canalizare. Chiar dacă noi plătim la lucrarea să chidi ca termen și să expire autorizații și tot ce avem noi ca să putem să mai lucrăm, sperăm că în cele trei luni, cât mai rămas, septembrie, octombrie, noiembrie, cam... Trei luni. Că din noiembrie nu ești sigur că mai ține vremea, dar să zicem, două luni, jumătate, trei, să-și termine tot mai... Acum, de când s-au apucat de treabă, o să fac cam un kilometru de conductă cu canal, cu montat, cu tot, au un kilometru 700, deci ar mai avea cam vreo 700-800 de metri de săpat.
Dar au două stații care sunt foarte complexe. Am zis cu domnul consilier Florea, a mers și i-am arătat să vadă din parte ce să mai explice la populație. Stații foarte complexe de lucrat și de instalat acolo. Sper că în două luni se termină și stațiile astea. Și ceva legături pe partea de dranșare cu curentul electric. Suntem undeva la un 60-70% cu documentația plătită tot, numai ca și lucrare. O să mai dureze, dar ei au promis că termenul le-am dat foarte scurt în contract, o două luni, ca să forțăm să avem curent electric. Peste tot, în afară de curentul electric de la rețea, avem și stațiile de pompare, generatoare pentru stațiile de pompare în caz de căderi de tensiune, să suntem obligați ca să nu iasă apa uzată în asfalt și în peste locuitori, să suntem obligați la o cădere tensiunii la câteva ore să meargă cu generatoare să pompeze apa către stația de epurare. Stația de epurare la fel are ca alternativă generator propriu stabil acolo pe stație, care se alimentează carburant și trece automat când se întrerupe curentul, dacă e nevoie de... Dacă nu instem bai și în lucru, ea va avea curent, se va alimenta automat cum sunt rețelele de la telefonie, pe releile astea care la fel trec automat pe... Avem și sunt convins că e cea mai performantă stație de tratare a apei uzate, de purificare a apei uzate. Deci se va duce la parametri de apă potabilă după ce trece de stația de epurare, cu un consum foarte redus de energie, stație modernă, prin tratarea se face prin două moduri, tratare biologică cu bacterii biologice care descompune apa și tratare prin săcuiri, deci rezidurile uzate se vor săcui în doar și se duc la locuri speciale de depozitat la nivel de județ. Să avem contracte, o să avem obligativitatea de a transmite și să transmite automat electronic zi de zi apa care s-o epura și s-o deversa în râul Siret. Vă mai informez că la nivel de Ape Românie ne-o transmis în timp de 90 de zile de aici încolo. Trebuie să facem pe fiecare abonat în parte și nu avem decât 95% din gospodării. Deci pe fiecare gospodării trebuie să avem un registru în care să se evidențieze zilnic câtă apă, zilnic lunar, câtă apă consumă fiecare gospodării, câtă apă generează uzată și unde o deversează sau ce face cu ea. Sunt convins că nici o gospodărie, să zicem așa, nu respectă parametrii care îi cere mediul și apă în România. Se pune foarte mare accent prin reducerea sau eliminarea poluării apei, pânzii freatice, care e foarte greu să regenerează în sute de ani, și chiar și apelor de suprafață. Și atunci o să fim obligați, în afară că avem canalizare, să fim obligați cu toții consilierii și primarul funcționar din primărie să convingem oamenii că apa uzată trebuie să curgă pe conducta de canalizare, nu pe părău, pe un pânza freatică. Avem, după cum știți, pe Anghel Saline și partea din nord a comunei Petrestoș, satele Petrestoș și Fundul Văii, de racordat la... Deci să demărăm cu canalizare și pe zona aceea. Acum au rămas ca să vină specialist. Deja am încheiat contracte cu firme de consultanță și de proiectare în baza finanțării de la Anghel Saline și am stabilit să vină firme de proiectare să mergem să vedem cât să proiecteze acolo unde are eficiență maximă în canalizarea și cheltuiala minimă, adică să stricăm cât mai puțin asfalt, deși zona e destul de avansată în modernizarea drumurilor de asfaltat și asta. O să încercăm să stricăm mai mult șanțurile care le refacem mai ușor cu betoane decât structura asfaltului. Păi e o discuție să văd dacă ne admite mediul să stația de epurare să
după cum am văzut asta de la dineț, chiar o să fie foarte etanșă și nu creează niciun miros. Dacă mediul ne permite să instalăm la acolo în terenul care l-avem spre Părău, de la Cămin Cultural acolo spre Părău, am vrea să o instalăm acolo, dacă permite mediul. Și toate ele sunt etanșe, mai sunt în oraș, stații de epurare în mijlocul orașului. Deci n-ar fi o problemă, depinde ce... Cine prescriu și asta o să discut înainte de a face proiectul. Dacă nu, o să trebuiască să revenim cu un capul pășurii sau să cumpărăm un teren de la un cetățean undeva în afara. Da, e mai greu până cumpărăm, până facem încercare din tablare, ar fi mai ușor că am avea terenul nostru acolo. Și am mai scutit niște stații de pompare. Deci acolo ar curge de pe valea din sus, din jos, din tot Petrești, ar curge gravitațional. Pe deal, la fel, ar cam curge așa, dacă o scoatem, trebuie să venim numai pe domeniul public, dacă să trebuie o stație de pompare la moară, la băluț, acolo, care se pompeze până în asfalt, ar fi mai păstisitor. Dacă mediul și ne permite să facem, eu aș propune acolo să le acordăm, e vorba de 2 ani, 3 ani, un col de 30 pe 30, undeva în spate, lângă Prău, acolo se poate face și să deversați direct în Prău. Alminter și în Islaz, deci tot în Prău se va deversa apa uzată. Sociul și fundul Văie va pompa apa în stația de la Petrești. Să sperăm că cu cei 18 milioane de lei care ne-au aprobat pentru... Noi am cerut 25 și ne-au aprobat 18. Suntem în deficit cu 6 milioane de lei, 60 de miliarde la proiectul ăsta de apă canal cu Petrești și fundul Văie. Și atunci o să vedem, și chiar vreau să consult cu un consil local, zona aia de la Soci, unde e populată mai mult de romi și fiind gospodăriile mai puțin complexe, fără băi și fără astea, să nu mai extinde, mai ales că avem și asfaltul ăsta nou, să mergem cumva până la Budou Marius, la Focșaneanu Vasilic, acolo, până în intersecție. De acolo încolo să oprim canalizarea, că e păcat să mai stricăm o lucrare nouă făcută pentru câteva case. Și să prin Petrești, pe aici, la fel, am gândit niște soluții de pe deal să coboare și să coboare pe ulița pe la Tecuceanu, nu pe la Lic Barbu, pe acolo, pe la Viorica, care poți să-mi iei servici, ca să acolo e structura asta asfaltului foarte bun și să iasă în asfalt în drumul județean pe la Tecuceanu, pe aici, pe la Melu Damian, cum spunem noi. Și pe drumul județean se va merge ca și la Pâncești, pe lângă drumul județean, pe șanț, care se reface foarte repede. O să mai strece pe deal pe acolo, pe la Obreja, știți dumneavoastră, pe acolo, dar o să căutăm să mergem tot la fel pe șanturi și să refacem în loc de șanțurile dalate, să găsim soluții, să vedem cum putem face, să facem șanțuri în V, de suprafață, ca să fie și carosabile, nu e așa de multă apă, e mai ușor de curățat. Și astea în pantă să rămână la fel, adică aș căuta șanțurile în pantă să nu prea le stricăm. Pe partea cealaltă de la Lică, de-a mea, în zona cea de sus, o să căutăm să venim pe la biserică, o să conectăm și biserică și ceva pe acolo, că nu e asfaltat, și să treacă pe la, undeva pe la Năstase, să treacă dincolo, sau chiar dacă vine la vale pe la Năstase, e loc acolo, că nu e loc între garduri și ăsta, găsăm să nu stricăm asfaltul. Deci, într-un cuvânt, căutăm să menținem numărul de kilometri de conductă, ca să zicem așa, să luăm cele mai aglomerate zone, adică cu mai multă populație, cu populația care are deja amenajate băi interioare și bine, și care nu are baie, are mașină de spălat, tot poluează și un duș cam fiecare cetățean are, sau dacă nu are, vine nepotul și o să aibă în următorii 5-6-10 ani, cum nu aveau mobilii acum 20 de ani, nu erau nici băi. Și cum au acum mobilii toți, peste 10-20 de ani, o să 10 ani, 15, o să aibă toată lumea, 99,9%, o să aibă dușuri în casă, garantat. La instalațiile de canalizare și de epurare se fac pe sute de ani, deci nu am niciun fel de reținere că am accentuat pe așa ecologistă, pe poluare, să diminuăm poluarea. Sunt convins că
poluarea pânzii freatice pe suprafață nu se face în 5, 6, 10 ani, ci se face în 10 de ani. Și dacă întrerupem poluarea și în următorii 5, 6 ani, nu-i târziu deloc. E foarte bine. Deci la ora actuală nu înregistrăm poluări așa de masive, pentru că în ultimii 7-8 ani, de când s-a dat drumul la apa publică, s-a început dezvoltarea sistemului de apă și de... Da, am ajuns cu apă, cu excepția la satul Fundovăi, care am avut coloana și un curte și n-am întrerupt alimentarea cu apă la satul Fundovăi, în ideea că trebuie să facem și canaluri, să nu săpăm de două ori. Săpăm o dată și punem și apă și canal și îi mai amânăm un an, nu contează. Și o să începem prima dată cu acolo unde nu aveam asfalt, pe drumurile județene, pe drumurile pietruite, și după aceea să stricăm asfaltul, în ideea că dacă se întrerupe cumva și nu să avem bani, să nu rămânem cu asfaltul stricat și cu... Deci o să luăm pas cu pas fiecare. Da, vă mai informez cu proiectul cu gazul metan. Suntem în lucru, deci facem intabulare, am terminat contractarea cu intabularea. Suntem cumva în grafic, să zicem așa. Să vedem celelalte comuni parteneri dacă și-au făcut la fel și ei partea de intabulare și să ne organizăm cu restul, cu proiectul tehnic și consultanții, ce mai avem, documentul care ne-a mai cerut Ministerul Dezvoltării. Da, cam asta e la nivel de... Cei care nu au avut trasă, nu? O să fie legat și la... Da, toată lumea. Deci nu a existat niciun cetățean din Comuna Pâncești, el mai vine de la Sos și Turcu Gheorghe, care a cerut să tragă apă și... Nu, cei care nu au apă vor fi legați la canal. Da, da, da. Deci trebuie specificat. Cei care sunt proiecte în țară și sunt practic și pe fonduri europene și pe fonduri numai de canalizare. Nu se mai dă voie apă fără canal, dar canal fără apă, da. Deci cel care are hidrofor, are altă sursă de alimentare, de suprafață, o captare, ceva, el poate să deverseze în apa comunală de canalizare. Nu știu, măsurătoare acum o să fie atunci, se pune probabil un apometru pe astea, că tot consiliul local o să hotărască că cetățenii comunii Pâncești să nu plătească pe toată apa care o deversează după apometru de la apa potabilă, pentru că cei mai mulți se dau și la animale, udă și gazonul, deci undeva un 50% din apa ajunge în canal, să fim realiști, că nu ajunge toată apa, cel mai multă se folosește în gospodărie proprie. Și atunci o să stabilim un 50-60% din preț, cât ne consultăm și specialiști, cât credem că ajunge în stația de epurare să fie... Că sunt alte costuri și acolo cu epurarea, cu energia, cu toate astea. Căutăm să facem toate branșările pe PNRR, pentru că sunt 88.000 de gospodării la nivel de țară. Pentru prima, se cheamă proiectul Prima Branșare, în care finanțarea se face de către prin PNRR. Eu sper că se deschide proiectul acum în septembrie. Deja avem firmă de consultanți care ne sprijină și să facă SFO. Probabil la SFO să trebuie să plătim un procent acolo de anul ăsta din vedea de unii la un lucrare de electrificare, să găsăm somnii ca să poată să lucreze SFO, firma de proiectare, și să găsim bani pentru branșare gratuită la toți cetățenii. Asta, branșarea înseamnă pentru cel care e conducta pe partea lui, e foarte ușor, că se leagă imediat până principiul. Dacă are pe partea de la vale, îți trebuie foarte multe forări cu ramificații, două, trei în casă, cu un trag, deci și proiectarea cu ridicarea în plan și asta e o lucrare foarte complexă, ca să vezi dacă ca și cum poți să-i racordeze, știți? Și atunci o să, în proiectul ăsta, sunt convins și am chiar și am mai discutat și la nivel de județ, că sunt foarte puțini canalizări noi, că numai astea noi se încadrează, se pliază pe proiectul ăsta și sperăm să prindă și pe aceștia. Da, după aceea o să o luăm pas cu pas, după ce facem treaba pe public, să urmăm cu asfaltarea tot pe Înghețalini, avem vreo 2 km și ceva, deci toată Poiana de la Pâncești și Valea lui Mercică, e trecută la
pe Angel Salini, dar noi mergem cu proiectul deja, lucrăm la viză, lucrăm la asta, dar până atunci când o să fie branșamente, să ne apucăm în fața asfaltului, deci când o să asfaltăm, să fie cu prioritate trecute pe sub gard, că practic noi atât mergem, până la limita de proprietate. Îi trece omului unii în direcția unei adevai, îi trecem pe sub gard conducta de canalizare, la cotele care trebuie schele. Și de acolo încolo, cetățeanul, fiecare pe costurile proprii, trebuie să se lege și are și obligația. Îi dăm și termen. După ce am adus conducta la poartă, îi dăm un termen de 60 de zile, 90 de zile maxim, dacă nu îi se întrerupe apa. Deci sunt două variante. Ori amendă de 40.000 de lei, ori întrerupere apă. Dar la noi e mai ușor să întrerupem apa, adică să îi dăm amendă, că... Da, cetățenii să înțeleagă că e spre binele tuturor și au celor care vor veni după noi cu apa și pământul e bun și a urmașul la celor prezenți, da. Cam asta e. Mai e să discuții. Da, vreau să mai... Colegi, da? Da. Vreau să vă spun public și las să fie filmat, să știe toată lumea, că au fost invitați toți consilierii din Consiliul Local Pângești, pentru ora 11. Noi la 11 fără 10 am avut o ședință pe partid, pe Partidul Social Democrat și s-au întârziat începerea ședinței cu 5 minute, deși au fost informați că e ședință de partid și nu de Consiliu. Și colegii de la celelalte partide au refuzat să mai rămână la ședință, propunul Consiliului să fie trecut să absenți. Deci au absentat, au plecat, că au venit numai să uita la primărie și au plecat, să uita la lor, dumnealor. Deci reamintim și poți să știi toată lumea că de la fiecare ședință, sfertul academic, deci un sfert de oră, am așteptat toată lumea, la fel 6. La noi la 12 minute eram în sală aici. Dacă ei nu au avut răbdare 5 minute, 10 sau s-au ofensat, nu s-au discutat aspectele administrative, ci politice. La aspectele politice pe partid, fiecare are o discuție interioară, deci noi n-am discutat despre proiectele de pe ordinea de zi, n-am avut alte discuții administrative, ci politice. Dar cele politice trebuie să participe strict membrii de partid, s-au făcut alegeri interioare, președinți, vicepreședinți, vicepreședinți și secretari de organizație și am avut noi pe listele interioare. Da, deci doamna viceprimar e învoită că e medical și vine cu scutire medicală și restul sunt absență. Cei prezenți, care sunt prezenți, luați și pe camere, sunt semnăturile aici. Cam asta e treaba. Mai aveți ceva de adăugat? Numai așa, scurt. Cu programul Rabla. Se implică primăria noastră? Da, suntem obligați ca toate, OAT-urile să ne implicăm. Suntem obligați? Da, avem obligații morale, pentru că cu toții participăm la îmbunătățirea mediului, că practic e tot o poluare și asta cu Rabla. Deci noi, conform legea, avem obligația să punem 1.500 lei și 1.500 lei să-i obținem de la fondul de mediu. Dar legea abia intră în vigoare. Acum o să dureze 60 de zile până când se publică un monitor oficial, deci garantat pe anul ăsta nu o să fie nevoie de sume. Pentru anul viitor, în funcție de solicitările care sunt la nivel de comun, deja sunt 2-3 cereri, deci noi primim cereri și o să prevedem în bugetul local o sumă pentru 10-20 de autoturisme, că nu o să fie mai mult la nivel de comună, pentru că acolo mai vechi de 15 ani, dar să fie proprietar în urmă cu 5 ani, accesați pe net și vedeți, să fie proprietar în urmă cu 5 ani, mașina, da, proprietar... Funcționale mașinii? Nu, un interesant dacă funcționale. Deci nu, că nu le predați la noi, le predați tot la un remat care dă documentul. Noi numai aprobăm cererile. Da. Și trebuie să, cetățeanul respectiv, trebuie să-și ia o altă mașină cu normă de poluare mai mare de, 0, de Euro 4. Deci Euro 4, 5 sau 6. Deci nu ne dă o rablă și ia altă rablă. Asta e ideea. Că, dar nu e obligația nouă. Nu. Să fie Euro 4, 5, 6. Da. Să nu fie Euro 2, 3, sau 1 euro. Da.
Da, eu văd normal să, dacă prindem la 10 mașini, 15.000 de lei, nu e o istorie la o comună, 15-20.000 de lei pentru programul rabla. Chiar nu e, nu constituie, dar pe anul ăsta, pe anul în curs, nici nu avem cărți să aplicăm, da? E bine informat. Vă mulțumim pentru și noi vă mulțumim pentru așteptăm luna viitoare. Înțelegere și să fie... Să ne iasă, dar mai avem până la Sfântul, ne facem o ședință, să fie organizarea cu succes. Da, vă mulțumim. Vă mulțumim.